mulțumesc și am să țin un mic discurs, să văd cum e în televiziune, că nu se știe ce va fi cu politica și nici nu știți cum încep să lucrez și eu în televiziune. Că n-ar strica un comunicat de presă, mă rog. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, bună seara! Am văzut îngrijorarea multora în privința partidului nostru. Stați liniștiți, stăm bine. Ca și la ultimele alegeri, sunt mai mulți votanți PSD decât cetățeni români. Dar se plânge poporul că a plecat românii din țară să muncească prin exil. Toată lumea îi vrea înapoi. Avem o conștiință cinică. Vrem o relație bună cu interlocuitorii noștri, dar și cu cei de peste hotare. Căutăm soluții, ca de exemplu, în privința sărăciei din Românica Mare, am luat măsuri ferme, lungime, lățime, tot ce trebuie. Vă promitem, nimeni nu va mai rămâne pe afară. Avem cu toții loc pe sub pământ. După cum știți, sloganul nostru este: România merită mai mult. Din cauza la acest slogan, relațiile de partid s-au mai defectat. Domnul președinte de partid înșiși a zis că așa e. România merită mai mult, dar poporul nu trebuie să știe asta. Sub domnia mea ca prim-ministru, aș vrea să desființez și serviciul secret. Dacă știe toată lumea de el, chiar nu văd ce rost mai are. În politica externă am reușit lucruri uimitoare în ultimii ani. Am reușit ca, de exemplu, să nu ne intereseze decât politica internă. Poate ați văzut, ați avut ocazia să vedeți la televizoare, m-am întâlnit și cu Barack Obama. Domnul Clown trebuia să vină și dânsul, dar a spus că nu i-a sunat ceasul. I-am zis să aibă răbdare. O să-i sune prin septembrie, acum, imediat. Românica Mare este un stat modern și nu putem să fim uimiți de fuga Elenei Udrea în Costa Rica, ca pe vremuri când toată lumea a fost uimită de fuga lui Bach în re major. În problemele interne de politică suntem foarte hotărâtă să remaiez guvernul. Mai sunt și atâția alți oameni incapabili să conducă. Fiecare merită o șansă. Ați văzut că am ridicat și Catedrala Bântuirii Neamului. S-a început pe vremea Patriarhului Anticrist și cu puțin înainte de morții lui. S-a pornit construcția. A venit multă lume care s-a clacat în picioare. Oamenii cu simțul moaștelor au venit să atingă și ei oasele nemuritoare ale sfinților, care a murit pentru gloria, pentru gloria credinței. Oamenii nu sunt de condamnat și dacă a venit vorba, nici șeful meu nu e. Dar asta e o altă problemă. În țara noastră nu există dictatură. În țara noastră justiția este independentă față de ea însăși. Vă mulțumesc și nu uitați că iubesc România!
Cam asta am avut a vă zice. Un mesaj ferm, direct, țintit cum trebuie. Sper că o să ajungă unde trebuie. Și eu sper să ajunge să ne conduceți. Adică, o să depunem forțele pentru următorul mandat. Următorul mandat, da. Încordați-vă pentru viitoarele alegeri. Nu e nevoie să ne încordăm. E bine. E bine, e bine. Atunci, stați liniștiți. Stăm liniștiți, exact. Da. Luăm câteva minute de publicitate. La 1272 puteți câștiga un Samsung Galaxy Grand Prime Plus cu data nașterii adăugată. Și dacă... revenim. Repede. Să anunț oamenii că dacă vor la casting și simt că au omor să vină neapărat, că nici nu știi cum pleci cu premiul de acasă. Cu premiul acasă. Pardon. De acasă. Deja, nu știi cum vii cu premiul de acasă. Deja vorbesc ca doamna Veorica. Publicitate.